proclama domnia pe pământ, voi arăta puterea sângelui tău sfânt. Dorința mea va fi a ta, voi face, Doamne, numai voia ta, când voi trăi pe acest pământ să te slujesc. Voi înălța numele tău, voi proclama domnia-ți pe pământ, voi arăta puterea sângelui tău sfânt. Dorința mea va fi a ta, voi face, Doamne, numai voia ta, cât voi trăi pe acest pământ să te spun că nu sunt frânt. Iisus a biruit și mormântul a părăsit. Victoria e a Lui, înviat e dintre morți și din mormânt. Să zbor.
Da să fie Cel care a înviat din morți, numele Lui este Iisus Hristos, Domnul Veții. Amin. Aș vrea din toată inima să puneți pe cele trei screen-uri, stimați frați de la media, pentru ultima dată în această lună, versetul 42 din Fapte, capitolul 2, este versetul de aur al Bisericii Philadelphia pentru această lună. Serviciul acesta de seară este ultimul serviciu divin din luna ianuarie, din noul an 2016 și vă binecuvântăm în numele Domnului Hristos pe toți cei care sunteți cu noi la închinare în această seară. Amin. Haidem dar să rostim cu toții acest verset. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, lăudat să fie Domnul! Nati, du un microfon la fratele Nicolae Stanciu și după ce o să citesc versetul 4 din Psalmul 27 prin fratele Nicolae Stanciu, ne rugăm Domnului. Ascultați toți cei care suntem aici în această seară. Un mare om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, împăratul lui Israel, David, cu toate că era în primul rând împărat al lui Israel, în al doilea rând era comandantul suprem de armată a lui Israel, în al treilea rând, el era, ca și fiecare dintre noi, tată și soț și sigur, avea pe lângă împărăție, pe lângă a apăra țara și a supraveghea ca toate lucrurile să meargă foarte bine în țara lui Israel, sigur că avea și el problemele personale și de familie, ca orice pământean. Dar deasupra tuturor problemelor mari sau mici, era deasupra tuturor, în inima lui, în sufletul lui, în mintea lui, în măduva oaselor, în sângele lui, era un singur lucru. Un singur lucru. Și ascultați care este lucrul care el, David, i-a dat o prioritate, prioritatea numărul unu în viața lui. Un lucru cer de la Domnul, zice David. Un lucru, nu două, nu șapte, nu nouă, nu o mie, unul singur. Și îl doresc ferbinte. Era foarte cald și proaspăt totdeauna în memoria lui. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Nu l-a satisfăcut palatul împărătesc, scaunul de împărat? Nu i-a dat satisfacții depline. Nu. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, spune David, ca să privesc frumusețea Domnului. Deci, cu alte cuvinte, ca să poți vedea și să putem să vedem frumusețea mare și extraordinar de splendidă a lui Dumnezeu, cel mai potrivit loc este să mergem în casa Domnului. Deci, în casa Domnului învățăm de la David că acolo o putem cu adevărat să vedem adevărata frumusețe a Domnului. Și urmăriți care este frumusețea asta. Și să mă minunez de templul lui. Deci în casa lui Dumnezeu era un templu. Și David se minuna de templu. Puneți-vă rog frumos dacă sunteți amabili înainte ca să se roage fratele Nicolae Stanciu și versetul 16 din 1 Corinteni capitolul 3.
Că și noi am venit la casa Domnului. În această seară, ați vrea să puneți versetul 16 din 1 Corinteni, capitolul 3, dacă sunteți amabili. Yes, thank you so much. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Voi, frați de la cor, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Frați de la fanfară, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Dragi frați, colegi de la amvon, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Stimaților care sunteți aici, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Dacă nu știți, aș vrea să știți în această seară. Este un adevăr, este un adevăr mare și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Deci noi când venim la casa lui Dumnezeu, vedem frumusețea lui Dumnezeu. Cum o vedem? În stânga și în dreapta mea este un sfânt, este o sfântă, este un neprihănit, este o neprihănită. Sunt copiii lui Dumnezeu aici! Să nu vedem pe cei din jurul nostru niște păcătoși, notorii! Și să vedem în ei pe Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu. Amin. A trebuit să spuneți un amin la asta. Amin. Păi când noi am vedea în cei din jurul nostru frumusețea lui Dumnezeu, oameni buni, numai atunci am putea să fim încântați. Plecăm capetele noastre și Dumnezeu să lucreze la acest mare deziderat. Amin. Ca atunci când venim la casa lui Dumnezeu să-L vedem pe Dumnezeu. Amin. În cei care sunt în casa Lui. Pentru că sunt copiii lui Dumnezeu, nu prin meritele noastre, ci prin meritele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, marele preot, care stă la dreapta lui Dumnezeu și neîncetat, necurmat, mijlocește, se roagă pentru noi ca să fim cu adevărat sfinți și neprihăniți. Și suntem prin credință. Amin, biserică. Plecăm capetele și birfatele Nicolae, ne rugăm Domnului. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob, Tatăl nostru care ești în ceruri, venim și te slăvim, te preamări și te glorificăm. Aleluia. Pentru harul acesta măreț pe care ni l-ai acordat și în ziua de astăzi. Îți mulțumim pentru dreptul de răscumpărare. Îți mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat cu prețul vieții Lui și datorită iubirii Lui, o iubire veșnică, suntem aici în această după-amiază. Te rugăm să primești mulțumirile noastre. Amin. Îți mulțumim pentru ocrotire, pentru că ne-ai ferit de accidente, de oameni răi. Am fi putut să fim în altă parte, pe un pad de suferință, dar mila Ta, îndurarea Ta și dragostea Ta a făcut ca să fim din nou în locul acesta, în care te rugăm să privești din locul locuinței Tale cu îndurare. Binecuvintează fiecare familie din Biserica Philadelphia, binecuvintează tineretul casei Tale și în această după-amiază vrem să fie o oază binecuvântată de Tine, să revești din puterea Duhului Sfânt și să lași ca Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă, să cerceteze cu deamănuntul ființele noastre și să plecăm în această seară din locul acesta transformați, modelați prin puterea Duhului Sfânt. Binecuvintează-ți cuvântul care va fi citit, robul Tău care te vei folosi de el, coriștii, fanfariștii, o Doamne, iar noi să primim ca din gura Ta și noi îți mulțumim și te slăvim în veci. Amin. Înainte ca să ocupați locurile, vă rog frumos să vă luați timp să dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră și să vedeți unul în celălalt, adevărați, copii ai lui Dumnezeu în care locuiește Duhul Sfânt. Vă mulțumesc, serviciul va continua și numele Domnului să fie lăudat. Amen, amen. Frați și surori, și în această seară, cred că nu este prea mult dacă încă o dată vom spune din toată inima, binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Înainte ca să anunț punctele care urmează, dați-mi voie să vă aduc salutările fraților din Union, Missouri, unde am fost weekendul trecut. Frații au transmis mult har și multă binecuvântare din partea Domnului. Ne-am întâlnit acolo și cu frați de la Detroit și ei au transmis de asemenea harul și pacea Domnului pentru biserica noastră și am rămas surprins că foarte multe biserici au acela salut ca și noi. Maranata, Domnul nostru vine. Domnul să ne ajute pe noi aici și pe acolo să ne pregătim pentru venirea Domnului. Amin. Amin. Cântă fanfara pentru slava Domnului, apoi Aurica și Mary laudă pe Domnul, corul copiilor cântă pentru slava Domnului, după care corul bisericii laudă pe Domnul, iar după aceste puncte, ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Neluțu Hășmășan, care va predica cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească pentru noi. Amin.
Thank you.
Niciodată de la mine și niciodată singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din ce din tâi la ce din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din ce din tâi la ce din urmă pas. A fost odată rău de păcate, dar sângele salver a spus nu. Oricât a fost, el n-a uitat pe toate, și bine știu că le-ai uitat și tu. Oricât a fost, el l-am uitat pe toate, și bine știu că le-ai uitat și tu. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufer, când valuri vin și vânturi grele bat. Plutesc pe apă ca un fir de nufăr, pe care tu-l păstrezi mereu curat. Plutesc pe apă ca un fir de nufăr, pe care tu-l păstrezi mereu curat. Nu m-arunci, Iisuse, ca pe o streanță, și ies mereu în mine ca o stea. Mi-a pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să-mi o poată da. Mi-a pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să mi-o poată da. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străbat cu tine munți înalți și lungi. Eu n-am să văd nici moartea niciodată, am să fiu pe veci. Eu n-am să fac nici moartea niciodată, cu
târziu. Când tu mă mustri, simt toată mustrarea și când te bucur, totdeauna știu. Când tu mă mustri, simt toată mustrarea și când te bucur, totdeauna știu. Îți mulțumesc că ești cu mine, lume. Îți mulțumesc că m-ai iubit mereu. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat în lume. În tine sunt și tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat în lume. În tine sunt și tu ești Dumnezeu. Ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Domnul își aduce aminte de noi, El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Aron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mari și pe cei mici. Domnul să vă înmulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii. Și noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viac. Lăudați pe Domnul! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
masă și de aceea vă rog împreună cu mine ca să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 7, să citim câteva versete de la versetul 51 până la 60 inclusiv, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 1064. Aici titlul este Ștefan este omorât cu pietre. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejuri cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească, și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și-au aruncat cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Amin. Reocupați locurile, vă rog. Iubiți frați, iubite surori, vă salut și eu la rândul meu și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Este o seară care Dumnezeu a hotărât să ne vedem, să ne reîntâlnim, să fim sănătoși din nou la părtășie. Este anul numit Anul Părtășiei și chiar m-am bucurat atât de mult luna aceasta. S-a încheiat, să zicem așa, versetul de aur care l-a avut Biserica Filadelfia, tot din Faptele Apostolilor, despre ucenici, că ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii, rugăciuni. Deci această părtășie aș dori să se continue, nu că s-a încheiat acest verset ca să-l mai readucem poate așa des aminte și ca să-l citim, să-l rostim, totuși aș dori ca să rămână în mintea noastră și în inima noastră mai mult ca atât un motou al pocăinței ca să stăruim în aceste lucruri și zic Domnul să ne ajute. M-am gândit în această seară cam despre ce să vă vorbesc, onorat fiind de acest fapt să fiu în fața dumneavoastră, este o onoare, o cinste oarecum, dar în același timp și o mare responsabilitate de a vorbi din cuvântul Domnului, că este foarte important ceea ce vorbesc să și fac. Și este o responsabilitate enorm de mare, cine nu trece pe aici poate nu-și dă seama, de aia probabil își dorește așa de mult. Dar vă spun că este o mare responsabilitate să fii aici, să împarți din cuvântul Domnului, trebuie să fii sub călăuzirea Duhului Sfânt, trebuie ca să trăiești ceea ce vorbești, că nu poți să vorbești, că devine ca un chimbal zângănitor și aș dori această seară, dacă Dumnezeu a hotărât și a lucrat în felul acesta, vreau să mă pun la îndemâna Domnului și dumneavoastră să vă rugați ca Domnul să dea ușă de cuvânt și timpul scurt care l-o vom avea la dispoziție, n-aș vrea ca să o lungesc prea mult, dar totuși câteva gânduri mi s-au pus pe inimă și mai mult în această după-masă Dumnezeu m-a cercetat într-un mod deosebit și aș dori ca să împărtășesc cu dumneavoastră despre primul martir, Ștefan. Acest om care îl cunoaștem, îl știm, într-o oarecare măsură am auzit de el, am auzit vorbindu-se proate într-o parte, într-alta, am mai citit despre el, totuși pe mine m-a marcat foarte mult
această experiență care a avut acest om cu Dumnezeu. În primul rând, ceea ce eu aș vrea ca să punctez este că Ștefan a fost unul dintre cei 7 diaconi care au fost aleși și când punctează cuvântul Domnului că era plin de Duhul Sfânt, într-adevăr am notat acest lucru, că a demonstrat-o chiar din prima, această plinătate a Duhului Sfânt în el, întrucât ucenicii, apostolii, când erau acolo și discutau, nu este bine, dacă vrem ca să analizăm așa un pic întreagă din capitolul 6, ca să vedem, când cuvântul Domnului arată despre cei 12, când s-au adunat, au adunat pe tot mulțimea ucenicilor și au zis, nu-i chiar așa de indicat, nu-i bine ca noi să ne pierdem timpul, să ne pierdem timpul ca să ne ocupăm și de mese și de alte ajutorări și de sărași, de văduve, de una alta. Noi suntem cu vestirea Evangheliei, noi mergem înainte cu cuvântul și hai ca să alegem dintre voi, să alegem oameni plini de Duhul Sfânt, printre care a fost și Ștefan, ales ca să se ocupe de a sluji la mese, ca un diacon. Și eu am notat acest lucru și l-am punctat. Acest om a demonstrat aceasta pentru că nu s-a oprit doar la atât să slujească la mese, deși ar fi putut să se împotrivească oarecum și ca să facă o bilanță și să zică, păi dacă și eu sunt plin de Duhul Sfânt și ceilalți, apostoli și toți, ar trebui oarecum ca să fie într-un mod egal împărțirea funcțiilor. Voi, apostol, cu cuvântul, cu Evanghelia, eu la mese, e o diferență oarecum. Totuși, a demonstrat aici că este cu Duhul Sfânt în el, a rămas ascultător și supus. Dar pe lângă acestea, ceea ce eu am notat, un lucru foarte important, stând aproape de Domnul Ștefan, slujind la mese, totuși, Dumnezeu l-a folosit. Și Dumnezeu, prin Ștefan, a făcut semne și minuni prin popor. Și citiți dumneavoastră textul și vedeți în capitolul 6, capitolul 7, cum Dumnezeu a lucrat cu omul acesta. Ce vreau să subliniez este că Ștefan, acest om ales de ucenici, de popor, de gloată, de norod acolo, să slujească, el s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și în primul rând acest om a avut legătură directă cu Dumnezeu. Având această legătură directă cu Dumnezeu, era pregătit pentru orice și Dumnezeu a hotărât să plătească un preț. L-a ales, văzându-l pregătit, l-a ales. Și a spus, Ștefan, va trebui să plătești prețul. Întrebarea mea este în această seară, ești gata să plătești prețul? Și această întrebare aș vrea ca să ne macine în câteva minute, să ne gândim profund la acest mesaj. Ești gata să plătești prețul? Ștefan a fost gata, Dumnezeu l-a văzut, pregătit pentru aceasta și l-a luat și l-a folosit. Folosindu-l pe Ștefan, în primul rând aș dori ca să vedem și ca să notăm, să subliniem. Ștefan, el a știut istoria. A știut istoria poporului lui Dumnezeu. Știind istoria poporului lui Dumnezeu, notăm și subliniem și vedem de aici că el citise din carte. El studiase, el se adâncise în cuvântul lui Dumnezeu, el a știut legea, a știut de Moise, a știut de Avram, a știut de înaintașii poporului lui Dumnezeu, a știut de proroci. Întrucât oamenii când l-au învinuit, el a venit plin de Duhul Sfânt în fața lor și le-a explicat și le-a spus, eu cunosc istoria, eu știu aceasta. Și notăm în cuvântul Domnului aici un verset care m-a marcat și este foarte important, versetul 15 din capitolul 6 din Faptele Apostolilor, toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui
i se arătase ca o față de înger. Deci acest om când le vorbea, soborul când s-a uitat la el, deși a văzut o față de înger fața lui, totuși nu s-a oprit și n-au băgat de seamă. Au notat, dar nu s-au oprit și au mers mai departe cu hule împotriva lui, cu până la urmă au pus și martori mincinoși să-l învinuiască. Mă, nu-i găsim, nu l-am găsit vinovat, Duhul Domnului descopere, lucrează prin el, ceva trebuie să-l prindem. Și l-au prins cu martori mincinoși, căutând acolo câțiva oameni să mărturisească împotriva lui. Și au spus, noi l-am auzit pe omul acesta că vorbește împotrivă. Noi l-am auzit că hulește, noi l-am auzit. Martori mincinoși. Și pe baza acestor mărturii mincinoase, au mers mai departe în a face o strategie, cumva să-l prindă cu vicleșug pe acest om nevinovat, să-l găsească totuși vinovat. Cuvântul Domnului, aș vrea ca să mai vedem încă un verset din 2 Împărați, capitolul 22, versetul 11, ne spune în felul următor despre Iosia, împăratul lui Iuda. Acest împărat, de tânăr fiind împărat, a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Dar versetul 11 ne spune un lucru foarte important. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Iubiții mei, acest împărat citise și el, la un moment dat, din carte, și-a văzut și a notat. Bă, ce scrie în cartea aceasta? Legile și poruncile, părinții noștri nu le-au ținut. Și de-aia mânia Domnului a venit peste noi și și-a sfâșiat hainele. Vă dați seama ce tragedie a fost atunci în poporul Israel, ce lucru mare a făcut împăratul să-și sfâșie hainele. Din ce cauză? Când o citit în carte, o văzut un lucru foarte important. Prorociile din Cartea Sfântă, legile, poruncile, nu s-au împlinit. L-a durut rău, l-a durut foarte rău. Pe Ștefan cam așa ceva l-a durut și pe el, când a văzut soborul că îl încolțea din toate părțile și tot îi căutau vină și pe o parte și pe alta, el știind cuvântul Domnului, citise în carte, știind istoria, acest om a avut curajul și s-a dus în fața lor și a spus, nu discut, nu pot să stau la târguială cu voi, oameni tari la cerbice, cum ați făcut cu părinții noștri, cum ați făcut cu prorocii, v-ați bătut joc de ei, i-ați omorât. Pe care din proroci nu i-ați învinuit pe nedrept? Pe care din proroci nu i-ați omorât din pricina cuvântului sfânt, din pricina legilor lui Dumnezeu? Și Ștefan iese în fața lor, iese cu autoritate, cu curaj. A demonstrat această putere a Duhului Sfânt și a mers în fața lor cu curaj și le-a spus, așa am citit, oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut și părinții voștri, așa faceți și voi. Acest om, Ștefan, primul martir, m-a marcat pe mine în viața mea de credincios. Când am notat acest lucru, acestui om al lui Dumnezeu, acest curaj, un curaj extraordinar, un curaj deosebit, acest curaj ți-l poate da doar Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care este în noi și dacă îl avem acest Duh Sfânt, acest Duh Sfânt nu ne lasă, nu putem să stăm nepăsători. Nu putem, n-avem cum. Și te miri de cutare și cutare, bă, dar pe ce râvnă parcă are ăla, mă, las-o mai încetuc, mă, mai las-o, mai... Cu atâta pocăință, cu atâta evangelizare, cu atâta mărturisire, cu atâta și cu atâta sfințenie, las-o mai ușurel, cum fac toți? Dacă Ștefan făcea și el cum fac toți, el a ieșit afară și s-a făcut văzut de ceilalți.
Nu mi-e frică, am curajul și mă duc în fața tuturor și îi spun: voi ați ucis, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei, voi! Și iese cu tupeu, am zice noi. Mă, ce tupeu are în el, cineva mai venea și zicea: păi da, cât tupeu are ăsta, mă, să spună. Păi da, iubiții mei, un credincios adevărat, nu care tupeu, are curaj, are curaj. Trebuie să ieși în față cu curaj. Dacă sunt copilul lui Dumnezeu, nu mi-este frică de nimic. De cine să-mi fie frică? Și aș vrea ca să vedem încă un lucru la David și la Goliat. Acest copilaș cu păr bălai, el când a auzit doar, nu intru în istorie, în amănunte, a auzit, că știu și copiii, de această istorie deosebită, de importantă, aude David de Goliat, fiind acolo pe câmpul de bătaie, hula care o adusese Goliat la Dumnezeul lui Israel. Ce-a făcut David? S-a supărat rău. Dar cine e ăla care hulește numele lui Dumnezeul nostru? Eu am un Dumnezeu, sunt mai mic aici, sunt a nimănui, sunt nebăgat în seamă, zicea David printre altele, dar nu rezist. Nu pot să tac, nu pot să stau, nu pot să admit așa ceva. Să-L hulească pe Dumnezeu în prezența mea. Eu sunt aici copilul lui Dumnezeu, mă, n-am arme, nu sunt războinic, dar sunt unul, cineva, sunt unul care sunt cu Duhul lui Dumnezeu în mine și dacă am Duhul lui Dumnezeu, nu pot să tac, nu pot să admit așa ceva. Iubiții mei, când Duhul lui Dumnezeu este în tine și în jurul tău se spun vorbe porcoase, vorbe urâte la adresa lui Dumnezeu, ce faci? Ce faci? Cum te simți? Te simți bine? Eu când eram la școală, era un băiat printre ceilalți colegi de școală și se înjura foarte urât, de obicei, pe la școală, mai știți dumneavoastră, în România se înjura de mamă, de tată și așa mai departe, înjurături porcoase, urâte. Acest coleg, m-a marcat foarte mult acest lucru, n-a rezistat. Când cineva îl jignea pe tata și pe mama lui, nu admitea acest lucru, sărea la bătaie imediat. Nu suport, domne, să zică ceva rău de mama și de tata. Și sărea la bătaie, imediat, pe fiecare, că e mai mare, că e mai mic, lua pietre, dădea în el, pentru că nu rezista, nu putea să admită așa ceva. Să jignești pe tata și pe mama meu, care m-au făcut și m-am născut? Dar Dumnezeul nostru, când îl jignesc alții în jurul nostru, noi stăm liniștiți, comozi, ne scăldăm cumva în apele, tulburi. Ștefan a avut curaj, David a avut curaj, mă duc și mă lupt eu cu el, mă duc, îi mare, are pe el zale, are arme, îi înarmat până în dinți, dar nu e important asta, nu e important, știi ce e important? E important că l-a jignit pe Dumnezeul meu, asta e important și nu suport, de ce? Am Duhul lui Dumnezeu în mine și acest Duh nu mă lasă, nu pot, am curajul și mă duc, îs mai mic, îs mai rău, îs mai slab, îs mai păcătos, poate să zică toți ce vreau, dar știu un singur lucru, că eu am Duhul lui Dumnezeu în mine și așa cum sunt, așa cum mă văd alții, ca și cei trei tineri, așa cum ziceți voi, dar eu nu mă închin, eu nu mă plec, eu am curaj și stau în picioare și zic: Domnul să ne binecuvânteze și pe noi, să stăm în picioare în vremurile acestea. Apoi aș dori ca să vedem încă un lucru care l-am notat la Ștefan, pe lângă că avea curajul și a mers înainte și a spus tuturor, acest om a adus rod. Este o urgență majoră să aducem rod în vremea aceasta. Deci nu e un lucru opțional. Dacă vrei, dacă nu vrei, păi faci cum vrei. Nu. Să aduci rod este ceva obligatoriu, pentru că sunt credincios. Și sunt și ești, suntem aici, Biserica Philadelphia, oameni din toate părțile adunați, din România, din alte locuri, adunați la un loc, toți. Avem datoria să aducem rod, pentru că acest rod care Ștefan l-a adus, m-a marcat extraordinar.
Extraordinar m-a marcat acest om când l-am văzut sub ploaia de pietri, pentru adevăr, pentru minciunile care l-au încolțit din toate părțile, l-au târât afară și cu ploaia de pietri peste el, el spune, fiți atenți ce rod aduce el, o rugăciune simplă, o rugăciune extraordinară, de necrezut, imposibil, Domnule, dar e adevărat, imposibil să zici așa ceva, dar este adevărat. Ștefan, cuvântul Domnului ne spune aici, unde am citit din acest pasaj, apoi a îngenunchiat în versetul 60 și a strigat cu clas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Nu le ține în seamă, Doamne. De ce, Ștefan? Nu vezi că își bat joc de tine? De ce, Ștefan? Nu vezi că te-au mințit și pe niște mărturii mincinoase te-au târât și te bagă în pământ de viu, Ștefan? Tu nu vezi? N-are importanță, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. De ce? Avea Duhul lui Dumnezeu în el. Era un om curajos, un om cu Duhul lui Dumnezeu și acest Duh al lui Dumnezeu nu l-a lăsat să fie fără rod și a adus rod. Și acest rod s-a văzut că a demonstrat practic dragostea față de cei din jurul lui, față de vrășmași. Știi ce înseamnă să ai Duhul lui Dumnezeu? Să aduci rod, asta înseamnă, să aduci rod și acest rod să se vadă, să se demonstreze practic. Cum îl demonstrezi acest rod? Vii să cânți în casa Domnului, e un lucru foarte bun. Vii să fii prezent aici în adunare, să fii prezent. Aș vrea ca să trecem așa fulgerător la pilda smochinului neroditor, când grădinarul vine și nu găsește rod în smochin, nu găsește rod și spune, am să-l tai și dacă 3 ani la rând nu a dus rod, am să-l tai. Intervenția grădinarului la stăpân, vine și îi spune, mai lasă-l și anul acesta. De ce? Că poate o să aducă rod. Poate va aduce rod. Mă voi ocupa, îl voi săpa la rădăcină, voi face ce voi putea pentru acest smochin să aducă rod. Iubiții mei, nu s-a schimbat acest stăpân, acest împărat, acest domn, nu s-a schimbat. Decizia lui este fermă, n-aduci rod, îl tai. Dar dacă Domnul Iisus a intervenit pentru noi, la Tatăl, am greșit, am păcătuit, dar încă un an, 2016, Domnul Iisus a mijlocit și a zis, mai lasă-l, Tată, și anul acesta mă voi ocupa eu personal de el, îl voi săpa, îl voi uda, îi voi pune gunoi la rădăcină, că poate că va aduce rod și anul acesta, poate că cumva, nu știu, nu sigur de el, dar poate va aduce rod. Iubiții mei, știți că este foarte important că acest rod, dacă îl aducem, putem schimba decizia Tatălui. Putem schimba decizia Tatălui, deși e luată, că noi suntem robi netrebnici. Dar intervenția Domnului Iisus a fost mare cu privire la noi și a dat viața pentru noi și ajunge la Tatăl să mijlocească. Mai lasă-l pe el, pe ea, mai lasă-i. Și Domnul Iisus mijlocește și astăzi. Aș dori ca să nu uităm, este urgență de a aduce rod în via Domnului. Este foarte trist acest smochin, era în grădină, n-o zis nimeni că nu e în grădină, era acolo și an la rând s-o dus și l-o văzut acolo, l-o văzut și era în grădină. Ce rost are să fii în grădină an la rând? Ce rost are să faci sacrificii atât de majore, să vii, să faci și să investești și poate vii de ani de zile și fără rod. N-ar fi trist să auzi o voce ca un tunet, duceți-vă, du-te,
De ce, Doamne? Unde să mă duc? Dar cum? Dar nu-i posibil așa ceva. Să mă duc, mă trimiți pe mine. Atât sacrificiu am făcut, Doamne. An la rând am venit. Tai el și aruncă-l în focul ghenei. De ce? Nu a dus rod. Știți că e important să aduci rod? Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Acest gând aș dori ca să rămână în inimile noastre. Această dorință a mea personală este ca Domnul să binecuvinteze Biserica Philadelphia, ca să aducă rod mai mult. Amin. Pentru că e nevoie în vremurile acestea. Noi suntem biserica și biserica trebuie să o vadă cei din jur. Pentru că noi trebuie să ieșim înainte, să avem curaj. Să avem curaj să ne ducem în fața oamenilor. Atâtea legi, atâtea porunci câte vin, drăcești, a zice eu într-un cuvânt, poate nu-i chiar potrivit. Atâtea legi care se pun împotriva copiilor lui Dumnezeu și noi ca și copiii lui Dumnezeu ne complacem și zicem, păi ne sfiim, păi ne dăm înapoi un pas, mai încă un pas și a fi cumva, s-a îngrijit Domnul cumva, nu, nu, nu. David a zis, nu pot să admit, Ștefan a zis, voi l-ați răstignit și nu pot să admit. Păi te omorâm cu pietre, omoară-mă că nu-i important. Oricum mă rog pentru tine. Vă dați seama ce rang mare a ajuns să ai Duhul lui Dumnezeu. De aceea aș dori în această seară ca să vă provoc la o rugăciune și să zic Domnul să binecuvinteze Biserica Philadelphia, să o umple cu Duhul Sfânt. Să putem fi plini de Duhul Sfânt, ca să putem rezista. Vor veni vremuri grele, mai grele ca și acum. Acum libertatea e grea, dar poate vor veni mai grele pentru aceste vremuri care sunt la ușă, sunt aproape și poate că sunt printre noi. Poate că suntem sub această lepădare a credinței și nu ne dăm seama. Aș dori ca Domnul să binecuvinteze biserica acum, că e urgență mare. Nu amânăm până mâine. Acum ne rugăm și zicem, Doamne, umple-ne pe toți cu Duhul Sfânt, că avem nevoie acum să putem să aducem rod mai mult. Doamne, ajută-ne, ne ridicăm cu toții la rugăciune și zic, Domnul să dea un duc de rugăciune și să umple biserica cu Duhul Său cel Sfânt. Amin, amin. Doamne, venim înaintea Ta, Doamne, ne închinăm înaintea Ta, Tatăl nostru. Avem toată convingerea că Tu ne vrei să aducem roadă, Doamne. Să fie o roadă bogată și o roadă sănătoasă. O roadă, Doamne, care să te satisfacă pe Tine care ești pretențios. Ești un Dumnezeu care vrei ca copiii Tăi să aibă, Doamne, o viață din belșug. Binecuvintează, Doamne, fiecare persoană, fiecare suflet care se află aici în această seară. O, numele Lui Hristos, Doamne, îți mulțumim. Lăudăm numele Tău cel Sfânt și veșnic. Credem în puterea Ta, în puterea Cuvântului Tău, puterea Duhului Sfânt, Doamne. Tată, binecuvintează pe cei care sunt prezenți aici cu noi la închinare. Tatăl nostru, ajută-ne să fim ca Ștefan. Să ieșim, Doamne, la răspândit de drumul. Să ieșim, Doamne, în piețe. Să ieșim, Doamne, în lumea păcătoasă. Și să vorbim despre Tine prin fapte, Doamne. Să vorbim despre Tine prin gesturi. Să vorbim despre Tine fără cuvinte, Doamne. O, ale cantana marahava, santa marahava, lava. Aleluia, 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 aleluia. Rugăm, Doamne, ai milă de biserica aceasta. Ai milă de familiile noastre. Ai milă de copii care ne-ai dat, Doamne. Milă, Doamne, de nepoții care ne-ai dat. Milă de românii nemântuiți din Atlanta, Doamne. Vino noi, Te rugăm să le vorbești lor. Mulțumim frumos, Doamne, Tatăl nostru. Lăudăm numele Tău cel sfânt și veșnic, Doamne. Te binecuvântăm și Te slăvim. Fii glorificat, fii lăudat, fii preamărit. Aleluia! Thank you.
Biserica ocupă locurile, vă rog frumos, aș vrea să fac câteva anunțuri. Biserica lui Dumnezeu este o biserică care respectă principiile Scripturii, oameni buni. Și dacă cineva nu respectă aceste principii ale Scripturii, o să-i punem în rânduială. Marți seara rugăciune de la orele 8. Rugăciunea este o cale de a comunica cu Dumnezeu. Și este foarte la îndemână, nu numai când suntem la împreună la închinare, ci oriunde am fi. În mașină, acasă, la școală, la serviciu. Vă chemăm și vă mulțumim pentru cei care vă faceți timp să veniți la rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să purtăm în rugăciune în această săptămână următoarele familii. Dan și Lidia Bădăliță. Dumitru Bădilă. Beniamin și Mirela Banciu, Ioan și Dina Banciu, Dorin și Semida Neacșu, Viorel și Mirela Nicolai, Liviu și Rodica Olar, Elena Oprea, Alexandru și Nadia Vălean, Vasile și Maria Turcin, Doru și Mirela Tudorescu. Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii! În această săptămână, potrivit cu rânduiala care noi o avem în acest an, în anul 2016, care este anul părtășiei, măcar o dată pe zi, soțul să ia de mână soția lui. Și ambii părinți, dacă au copii, să ia de mână copiilor. Doesn't matter, că sunt de 20 de ani, sau toți care nu sunt însurați și măritați, să vă luați copiii, dragi părinți, de mână. Să citiți textul din ziua când v-ați gândit, dacă nu vreți în fiecare zi să vă rugați. Citiți textul de acolo. Cântați, dacă nu știți cântarea asta, care o să o cântăm la urmă, un nume îmi place atât de mult, alegeți ce cântare vreți. Încântați o cântare, ținându-vă de mână. Și apoi rugați-vă și în această rugăciune, nu vă rugați pentru voi, nici pentru alții, rugați-vă pentru aceste familii. Ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile acestea. Îți va veni rândul și ție, și mie, și la fiecare, după programarea care noi o facem. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile acestei biserici. Să binecuvinteze părinții, copiii, bunicii și străbunicii, nepoții și strănepoții, rudeniile și prin noi să binecuvinteze românii nemântuiți din Atlanta și nu numai. Dragii mei, nu vreau să iau prea mult timp, vreau doar să vă spun că dacă va fi cu voia Domnului, ne vom întâlni duminica viitoare, prima duminică din luna februarie, 7 februarie dimineața, vom sărbători Sfânta Cină, Cina Domnului. Ne pregătim pentru lucrul acesta, ca și pentru actul înălțător a revenirii Domnului Hristos pe norii gloriei, să-și răpească biserica sa, mireasa sa la cer. Așa ne pregătim și pentru duminica de 7 februarie la Sfânta Împărtășanie. Dragii mei, aș vrea să ne rugăm și în această seară, dar și în următoarele seri, și știu eu, marți seara, apoi joi seara de la orele 8. Pentru fratele Dumitru Cristea, Dumnezeu să se atingă de el și să-i amelioreze durerile, să-l vindece dacă e după voia lui. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el. Daniel Mihalache, din Ploiești, Prahova, grav bolnav, Dumnezeu să se atingă de fratele Daniel. De sora Lia Ghiț, din North Carolina, grav bolnavă, Domnul să se atingă de sora Lia Ghiț. Aseară, din California, am vorbit cu cineva, o familie trece prin mari probleme, Dumnezeu știe probleme, adresa, știe familia despre care este vorba. Iisus Hristos să intervină în această familie.
Ne rugăm pentru familia Bonariu. Cazul lor este înaintea tronului lui Dumnezeu, nu înaintea guvernului Norvegiei, da, și înaintea guvernului Norvegiei, de deasupra împăratului Norvegiei. Norvegia are împărat. Dar deasupra împăratului Norvegiei este împăratul Iisus Hristos. Dumnezeu să intervină prin puterea Lui, care este mare. Și vrea din toată inima toate formațiile, cor, fanfară, grupuri de laudă, mergem și facem repetiție. Nu mai avem vacanțe acum, nu mai avem, știu eu, alte lucruri de făcut decât să ne pregătim, să facem repetiție, să cântăm pentru gloria împăratului împăraților și a Domnului domnilor. Și vrea din toată inima să nu uitați, ne ridicăm în picioare, să nu uitați să venim la casa Domnului duminica viitoare de acasă. Știți dumneavoastră ce înseamnă de acasă? Prima duminică din lună aducem darurile cu care Domnul ne-a binecuvântat la visteria casei lui Dumnezeu. Această biserică are nevoie de suportul nostru în rugăciune. Post, am uitat, 2 zile pe săptămână, marți și joi este post. Ne rugăm pentru familiile pentru care ne rugăm, pentru conducerea bisericii, ne rugăm pentru formațiile bisericii, ne rugăm pentru familiile bisericii, ne rugăm pentru starea spirituală a acestei biserici, pentru oamenii nemântuiți din această metropolă. Marți și joi, post și rugăciune. Și toate acestea le facem deliberați, de bunăvoie, nu ne silește nimeni. Să nu faceți nici măcar cel mai mic efort, forțați sau obligați. Totul să-l facem din dragoste pentru Iisus Hristos. Acestea sunt jertfele primite de Domnul. Și acum, dar, în timp ce grupul de laudă cântă, noi dăruim Domnului darurile noastre și serviciul va continua și numele Domnului să fie lăudat acum și în veci. Amin. Și iar amin.
să reocupați locurile. Binecuvântăm pe Domnul care, prin harul său minunat, așa cum a cântat, ne-a făcut liberi, ne-a iertat păcatele noastre și merită. Să aducem lauda, cinsta și gloria. Și în continuare se va închina Domnului, după cum urmează, corul bisericii, apoi fratele Alex și sona Nadia Velian, Domnul se binecuvinteze, are o cântare spre slava Domnului și la urmă fanfara bisericii și toate acestea spre slava și gloria Domnului. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Cântarea care o cântăm spune: când ești lângă mine, nu mă tem de niciun rău, căci mă încred în tine, mare Dumnezeu. Căci mă cred în tine, mare Dumnezeu. Numai lângă tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături ești. Numai lângă tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Când mi-au clătinat, ca și altă dată, Tu, Iisuse, le-ai mustrat. Numai lângă tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături ești. Numai lângă tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături ești. Meriți pe vecie, Doamne, să fii lăudat, căci din grea robie doar Tu m-ai eliberat. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături ești. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături ești. Inima mi-ai sădit, crede-și cu tărie, Doamne, că m-ai mântuit. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături ești. Numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine, știu că Tu mă ocrotești. Și-n grea încercare, când furtuna-i mare, lângă mine alături ești. Amin.
Este și a fost și va fi de fapt că rămâne în Biblie și cred că va trebui să rămână în mințile și în inimile noastre, versetul 42 din Fapte, capitolul 2. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni și vreau acum întreaga asistență de oriunde ați fi la balcon, în sală, o maximă atenție, vă rog frumos. Cei de pe platformă, dacă n-ați ieșit afară până acum, nu mai aveți voie să ieșiți afară. Vă mulțumesc. Dragilor, ordinea în Biblie este importantă. Tot ce este în Biblie este important.
Nimic nu putem să scoatem afară de aici. Nimic nu putem să schimbăm aici. Tot ce este în Biblie rămâne intact. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este infailibil, este sfânt, este curat, este drept, este adevărat. Inclusiv ordinea pe care noi o găsim în Biblie, trebuie să o respectăm. Noi am putea să ne permitem, eu nu pot să-mi permit și nimeni nu poate să-și permită să spună versetul 42 din Fapte, capitolul 2, deja cineva calcă pe ceea ce am spus eu. Thank you so much! Ascultați-mă foarte bine! Noi n-am putea să începem cu sfârșitul versetului 42 și să mergem spre începutul versetului 42. Versetul 42 începe în felul următor. Ei stăruiau, nu în legătura frățească, stăruiau în învățătura apostolilor. Dragilor, nu, nimeni nu poate să înceapă cu legătura frățească dacă nu are la bază, la fundație, învățătura apostolilor. Cuvântul lui Dumnezeu este învățătura apostolilor. Sau dacă nu avem acest cuvânt în mințele și în inimile noastre, noi nu putem să avem o legătură frățească ideală sau biblică sau sfântă sau corectă. Nu putem. Noi nu putem să mergem la al treilea aspect, la frângerea pâinii, nici pe departe. Noi nu putem să mergem apoi să facem rugăciuni nici pe departe. Dragilor, în minutele, n-am să vă rățin mult, în minutele pe care le am la dispoziție, vreau să vă fac conștienți pe toți că sunteți aici începând cu mine. N-avem voie să scoatem din Biblie nimic. N-avem voie să adăugăm nimic ce nu este în Biblie. N-avem voie nici măcar ordinea pe care Biblia ne-o dă să o schimbăm. Nu avem voie. Acum aș vrea să mă opresc de ordine. Învățătura apostolilor. Păi cum să putem să avem noi o părtășie, o legătură frățească, o părtășie frățească, dacă noi nu avem ABC-ul pocăinței, abecedarul pocăinței, a principiilor Scripturii? Nu putem să avem părtășie. Nu putem să stăm la masa Domnului dacă noi suntem goi de Biblie, goi de Cuvântul lui Dumnezeu, goi complet de cele mai elementare cunoștințe despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să ne rugăm, oameni buni, că nu ne rugăm după voia lui Dumnezeu și orice rugăciune care nu este după voia lui Dumnezeu nu este ascultată, este ca un fum care se ridică și se pierde în văzduh. Deci ordinea este extrem de importantă. Învățătura apostolilor. Noi am zis anul 2016 este anul părtășiei, a legăturii frățești. Aș vrea în această seară, în 10 minute, maxim 15 minute, o să vorbim un an întreg, am zis, despre părtășia frățească, despre legătura frățească. Am comparat această latură, acest aspect al părtășiei frățești cu sângele care este în trupurile noastre. După cum sângele nu poate să fie, nu poate să fie otrăvit, nu poate, nu, în sânge nu poate să fie nicio impuritate. Sângele trebuie să fie curat. Pentru că sângele în organismul nostru este viața trupului. Și trebuie neapărat, inima îl pompează până la cele mai îndepărtate zone ale trupului nostru. Și dacă nu ajunge zonele, sângele, vârful degetelor, la picioare, la mâini, la urechi, oriunde ar fi, zona aia se atrofiază și moare mai devreme sau mai târziu moare. Pentru că sângele duce oxigen, sângele are foarte multe lucruri, misiuni pe care le face. Exact așa este cu părtășia frățească. Unde nu este părtășie frățească, nu este sânge în trupul acela. De aceea părtășia frățească este de o importanță colosală. Colosală.
Eu v-am prezentat vouă aici și foarte fugitiv. V-am citit într-o seară din Psalmul 19, de la versetul 1 la 11 și v-am rugat. Poate că nu vreau să ridicați mâna, dar poate că niciunul de aici n-ați făcut ce v-am rugat. Să luați cele 11 versete din Psalmul 19 și să le citiți, dar vă rog să vă opriți la fiecare cuvânt și la fiecare expresie și verset să vă opriți. Că numai așa puteți să înțelegeți taina acestor 11 versete din Psalmul 19. David, acest om după inima lui Dumnezeu, numai David, omul care a avut inima după inima lui Dumnezeu, a putut să-și dea seama de armonia în universul ăsta fizic, nu spiritual. În universul ăsta fizic pe care Dumnezeu le-a creat. Nu întâmplarea, nu. Nu la întâmplare. Astea sunt teorii, povești, băbești, nu. Universul mare, văzut și nevăzut, a fost creat de Dumnezeu. Și David, Dumnezeu i-a descoperit lui David foarte multe lucruri. Iau notițele mele, pentru că eu tot bag aici în computerul ăsta, dar acum mă folosesc că timpul este împotriva mea. Ascultați, vă rog frumos, cum i-a descoperit Dumnezeul lui David despre tot ce se întâmplă în acest cosmos. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu. Întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altia acest lucru. O noapte dă de știre altia despre el. Despre cine? Despre Dumnezeu care a creat cerul și universul. Vorbește ziua și noaptea. Și spune în continuare, o noapte de deștere altia despre el. Și aceasta, auziți, fără vorbe, fără cuvinte și fără sunet. Extraordinar. Extraordinar. În continuare. Soarele ca o mire iese din odaia lui de nuntă cu bucuria unui viteaz. Legea Domnului este desăvârșită. Mărturia Domnului este adevărată, orânduirile Domnului sunt fără prihană, poruncele Domnului sunt curate, frica Domnului este curată, judecățile Domnului sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai de dulci decât merea, decât pigurile din fagure. Versetul 11. Robul Domnului care ar trebui să fiu eu și care ar trebui să fie fiecare de aici. Robul Domnului primește învățături de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Slăvit să fie Domnul! Robul Domnului! Vorbesc acum cu robii Domnului, care sunt la închinare cu noi în ultima duminică din ianuarie 2016. Cu robii Domnului, care spune că primește învățăturile lui. Și nu numai că le primește, le păzește. Și robii Domnului care primește și păzește tot ce v-am citit, că nu-mi permite timpul, spune Biblia că va avea o răsplată mică, mare. Cine crede că și ar vrea să aibă o răsplată mare, vă pun să ridicați mâna dreaptă sus. Nu stați cu mâinile pe Biblie acum, ridicați mâna sus, bă, oameni buni. Predați-vă Domnului în seara asta. Cu mâna dreaptă, așa. O răsplată mare. Vreți să vă vorbesc în 5 minute despre răsplata asta mare? În 5 minute, 7 minute maxim. O răsplată mare este, dacă vreți, o părtășie adevărată. O părtășie adevărată. Este un aspect din marele subiect, răsplata mare. Eu am spus că am o predică. O predică despre răsplata mare e o predică cu mai multe alte predici mai mici. Acum, răsplata asta mare vorbesc că ne duce pe noi la o părtășie care are trei aspecte. Părtășie înseamnă comunicare cu Dumnezeu. Dragilor, părtășie înseamnă comunicare cu Dumnezeu. Părtășie înseamnă comunicare cu sfinții, cu copiii lui Dumnezeu. Comunicare înseamnă armonie, înseamnă legătura frățească. Nu unul de la învon spune alta așa, cineva de pe bancă spune altceva. Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva!
Nu se admite așa ceva în casa lui Dumnezeu și în trupul lui Hristos. Noi trebuie să fim toți pe aceeași lungime de undă. Noi nu putem să avem fiecare ce ne tună în cap. Nu. Primul lucru, și despre asta este un alt subiect mare, îmbunătățește părtășia, legătura frățească, deschideți-vă inima și mintea acum. Îmbunătățește părtășia și legătura frățească. Da. Comunicarea cu Dumnezeu. Și este un subiect mare și frumos. Ca să comunici cu Dumnezeu, când cineva comunică cu Dumnezeu, pe măsura în care comunică cu Dumnezeu, îmbunătățește părtășia și legătura frățească. Numărul 1. Numărul 2. Răsplata asta mare produce al doilea aspect. Spune că stâmpără setea după Dumnezeu a celor care sunt seteoși după Dumnezeu. Și ca să vă fac curioși, vreți să puneți, vă rog, primele două versete din Psalmul 42, cât mai rapid? Cât mai rapid? E fără 3 minute. Cât mai rapid, vă rog frumos. Primele două versete din Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa dorește sufletul meu. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Pune biserica mea la asta. Ați venit la biserică să mă vedeți pe mine? Nu cred. Nu sunt atât de arătabil sau de important. N-ați venit să mă vedeți pe mine. N-ați venit să vedeți pe nimeni de aici. Eu cred că ați venit pentru că sufletul dumneavoastră însetează după Dumnezeu. Amin, biserică. Dacă cineva vine și nu vine, trimis de setea după Dumnezeu, venirea lui nu-i bună. O, Radahava Santa Namalagot. O, aleluia! Biserica apostolică și pentecostală. Pentru ce venim la biserică? Să vorbim de rău pe frați. Să criticăm pe cântăreți. Pentru ce? Dacă nu venim că suntem însetați după Dumnezeu, de ce va venim aici? Deci, o altă răsplată mare este stâmpărarea setei după Dumnezeu și stâmpărarea setei după Dumnezeu până când vom ajunge la El și vom fi cu El pentru totdeauna, trebuie să fim totdeauna seteoși după El. Și setea aia mare o mai stâmpărăm când venim și ne rugăm împreună, o mai stâmpărăm când venim și cântăm împreună, o mai stâmpărăm când venim și ne zidim sufletește împreună. Aleluia la asta! Noi nu venim aici să ne demolăm unii pe alții, oameni buni. Dar nici să ne lăudăm unii pe alții. Noi venim aici să ne zidim unii pe alții și toți să-L glorificăm pe Cel care merită glorificat. Slăvit să fie Iisus Hristos! 3. Până acum am spus 2. Răsplata asta mare ne ajută să comunicăm mai bine cu Dumnezeu ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. 2. Ne stâmpără setea după părtășia noastră cu Dumnezeu. Și 3. Ne ajută să creștem spiritual. 3. Ne ajută să creștem spiritual. Doamne Iisuse, păi ce vorbești, frate păstor? Să crezi spiritual? Eu am 40 de ani de pocăință. Eu am 20, eu am 50, eu am... Oameni dragi, haideți să punem câteva versete pe ecran și după aia încheiem, dar ca să vedeți că o răsplată mare care ne ajută să avem o părtășie la dimensiunile ei spirituale mari este creșterea spirituală. Noi trebuie să creștem spiritual. Noi nu putem să fim tot baby. Doamne, stric pe atare, așa e? Știți de ce stric tare? Că mă doare sufletul. Noi nu putem să fim copii spirituali forever până la bătrâneți. Nu putem să fim asta. Puneți, vă rog, Evrei 5 cu 12. Cred că 5 cu 12 și cred că cu 13.
În adevăr. Ei, imediat, lasă mă uit eu și eu în Biblia mea aici ca să știu unde mă opresc. Ia, aici este. Aici este, ia. Auziți? În adevăr, voi uitați-vă acolo, eu citesc în Biblie, că trebuie să știu unde mă opresc. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. De mult. Trebuia să fiți învățători. Aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare? Păi cu lapte se hrănește numai baby. Mai acum, am vrea și unii zic, predici. Ce fel de predici? Un fir împărțit în 7 părți. Și noi suntem încă tot baby, că nu înțelegem adevărurile începătoare. Versetul 13, și oricine nu se rănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Căci este un prunc. Și dacă spun asta, nu jignesc pe nimeni eu, că citesc din Biblie, nu din Coran. Versetul 14, dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Aleluia! Care e ăla mare dar? Care e diferența între un prunc și un om mare? Este diferența între a face deosebire între bine și rău. Când noi am ajuns la înțelepciunea, când am ajuns la maturitatea spirituală să deosebim ce este bine și ce este rău, suntem oameni mari. Dacă n-am ajuns la statura asta de a deosebi dreapta de stânga, nu suntem omenari, suntem tot baby prunci în credință. Puneți, vă rog, pe cele trei screen-uri, versetul 2 din 1 Petru, capitolul 2. Vă mulțumesc frumos, cât mai repede și încheiem. Thank you. Dacă nu, eu știți, nu o să mai mă rog de voi. Eu mă duc la Biblia mea, okay, cred că mă duc mai repede. Ascultați! Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Oameni buni, să dorim laptele duhovnicești și curat. Care e laptele duhovnicești și curat? Este cuvântul lui Dumnezeu. Spune biserica mea asta. Să dorim ca niște prunci născuți de curând să dorim laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creștem spre mântuire. Și hai să mergem și în 2 Petru, capitolul 3, versetul 18, chiar 17, încep să citesc. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați strâns de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Poate să fie printre noi oameni vopsiți, lupi, îmbrăcați în pei de oi, care să ne ducă în eroare. Nu vă lăsați duși în eroare de orice fel de învățătură, de orice fel de prorocie, de orice fel de vânt, care vine nu de la Dumnezeu, ci din îndrăzneală sau din altă sursă. Nu! Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin, biserică? Să creștem în har și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. A Lui să fie slavă acum și în ziua veșniciei și toți ar trebui să spunem amin la asta. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Efeseni, capitolul 4, care l-am citit dimineață, este superb și trebuie să-l citesc și în această seară și ne apropiem de încheiere. Apostolul Pavel face niște afirmații extrem de importante pentru noi. În Efeseni, capitolul 4, el spune și el a dat, Iisus Hristos a dat, n-a dat Luca, nu are nici un episcop, nici un preot, n-are nimeni, niciun om pe pământ această autoritate să dea și să se amestece în trupul lui Hristos, în afară de cel care este capul trupului și acesta Iisus Hristos și în afară de Duhul Sfânt care botează în trupul lui Hristos. Mădulare în conformitate cu 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 14. 1 Corinteni 12 cu 13, rectific.
Ascultați, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Auziți, pentru ce i-a dat? Să dărâme? Nu! Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare. La înălțimea staturii plinătății lui Hristos, auziți? Ca să nu mai fim copii plutind încolo și încoace, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Ridicați-mi zeaua acum. Urmăriți versetul 15. Și credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, biserică. În toate privințele trebuie să creștem ca să ajungem la Cel care este capul, adică Hristos. Să fie să fie capul care este Hristos. Dar El a dat, dar din El tot trupul bine închegat. O, Doamne! O, Iisuse, fă și biserica asta, Filadelfia, să fie un trup bine închegat. Din El tot trupul bine închegat și strâns, legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură. O, fă-mă o încheietură a trupului tău, Iisuse! Ar trebui să fie rugăciunea ta și a mea în această seară. Fă-mă o încheietură curată, tare, Iisuse, în trupul tău. Amin. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Lăudat să fie Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul. Încheiem această seară. Dacă sunteți amabili să puneți cântarea Un nume îmi place așa de mult pe cele trei scrinuri. Oameni dragi, vrem, în fiecare duminică vom avea 42 de cântări. În fiecare duminică, la serviciul de dimineața și la cel de seara, vom încheia cu... Dacă uitați-vă pe cele trei scrinuri, dacă nu vedeți, luați buletinele și cântăm cântarea aceasta foarte faină. Un nume îmi place așa de mult, îl pomenesc mereu, aș vrea într-una să-l ascult, chiar când drumul e greu. El e Iisus Hristos, pe El eu îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele cu toată biserica! Cuvântul lui spune că cel o osândit, căci Iisus sus pe gol. Aleluia, aleluia! El s-a jertfit. El e Iisus Hristos, pe El eu îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele. Cântați foarte, foarte fain, cântați extraordinar de fain. Îngerii se uită la noi și cântăm și strofa a treia. În numele Lui mă închin și-L rog pe Tatăl Sfânt să-mi dea din Duharul Său divin aici pe acest. Aleluia, aleluia! El e Iisus Hristos, pe El eu îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele ceresc. El e Iisus Hristos, pe El eu îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele. Cu toată sinceritatea vă spun, cu toată sinceritatea vă spun, noaptea în așternut când cântări vechi, când conduc mașina când cântări vechi, nu vă pot spune cât mă întăresc aceste cântări. De aceea vă rog și iar vă rog, luați în modul cel mai serios această programare.
O să vedeți progres în viața voastră spirituală, personală și de familie. Acum, dar ne rugăm în săptămâna care ne stă în față pentru familiile Dan și Lidia Bădăliță, Dumitru Bădilă, Beniamin și Mirela Banciu, Ioan și Dina Banciu, Dorin și Semida Neacșu, Viorel și Mirela Nicolae, Liviu și Rodica Olar, Elena Oprea, Alexandru și Nadia Vălean, Vasile și Maria Turcin, Doru și Mirela Tudorescu. Plecăm capetele cu toții, ne rugăm, mulțumim Domnului pentru această agapă, o seară foarte faină, omărit să fie Domnul! Mulțumim pentru cântăreți, mulțumim pentru predicator, mulțumim pentru toți cei prezenți, plecăm capetele și cu toții mulțumim Domnului. O, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim mult de tot, Doamne, pentru părtășia care o avem și am avut-o aici în seara aceasta. Îți mulțumesc frumos! Îți mulțumesc din inimă! Te laud! Te laud și te laud și iar te laud și te glorific pentru această seară extraordinară! Mulțumesc mult pentru cos, pentru afară, pentru grupul de laudă! Mulțumesc pentru cântăreți! Mulțumesc, Doamne, pentru cei de la Miria! Mulțumesc pentru frații de la Ordine! Mulțumesc pentru cei care au fost cu noi la închinare! O, glorie, Doamne! O, glorie, numele Tău! O, glorie, prezenței Tale! Rugăm pentru aceste familii! Îți mulțumesc mult de tot, Doamne! Te lăudăm și Te binecuvântăm! În numele Lui Iisus Hristos! În numele Lui Iisus Hristos! Și pe Duhul Sfânt, Doamne! Te slăvim și Te glorificăm! Aleluia! Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea și dragostea Părintelui Ceresc și împărtășirea Sfântului Duh, să fie și să rămână cu noi cu toți de acum și până în ziua veșniciei și întreaga asistență, să spune din toată inima. Amin. Toate familiile pentru care am început să ne rugăm în duminica de 10, în duminica de 17, în duminica de 24 și duminica de 31, veți primi un plic acasă. Ne vedem la ora 7 cu ajutorul Domnului în sala de mese de la 7 la 8.30. Vreau toate aceste familii care sunt într-un număr de aproape 60 să veniți să vă întâlniți cu Domnul Iisus și cu pastorul acestei biserici. Dați mâna unii cu alții să aveți o noapte binecuvântată, o săptămână reușită în prezența Domnului Iisus Hristos. Fiți binecuvântați! Aleluia!